O să-i vii de-astea? Dragoș, acum ajungem la casă, măi băiatule, măi. Am luat absolut tot ce ne trebuie, scanăm și plecăm că și așa suntem pe grabă. Ce naiba, ți-am spus că... Ce-s astea? Spune și mie. Ți-am spus că... E popcorn. Dragoș, ți-am spus că popcornul nu face bine, Dragoș. Atunci, de-astea? Cartofi? Dragoș, măi, liniștește-te, măi, ți-am luat jeleuri și o groază de chestii deja. De ce mai vrei alte 100.000 de lucruri? Pentru că arată bine. Uite-te la el, ce frumos. Uite ce fățucă are. Deci pot? Nu, Dragoș, nu poți. Te mai întreb o dată. Pot? Dragoș, am spus nu, nu poți. Ah, tu ai vrut-o. Dragoș, De te ce rog. nu mi-ai spus toate chestiile astea? Du-te ceva de față, Daniel, că tu nu vrei să-mi iei mie chestiile astea, că eu sunt un copil Dragoș. în creștere și trebuie să mă crași puțin mai tare să nu fac grijă mie, că dacă scade grijă mea, tot fac diabet și dacă mănânc multe chestii, uite ce frumos este. Dragoș, du-te în afara magazinului și așteaptă acolo că vin eu. Te rog frumos, 5 minute durează până vin. Ah, o să regreți asta, dar bine. Bun, acum că am scăpat de copilul ăsta, pot să-mi fac dracului cumpărăturile cum trebuie, în sfârșit. Gata, am terminat cumpărăturile, în sfârșit. Unde-i Dragoș ăsta, mă? Bă, ce-a făcut, mă, copilul ăsta? Dragoș! Dragoș, unde naiba ești, Dragoș? Dragoș! Ce naiba se aude? Bă! Doamne Dumnezeule, ce naiba ai mai făcut acum? Stai, bă, nu mă călca ușor! Dragoș, ce naiba ai făcut? De Unde unde... trece mașina acum? Nu-i te de Stai! întrebări, dar urcă! Dragoș, de unde naiba ai scos, Nu mă, mai te mașina asta? urcă mașina în secundă asta! Bine, bine, acum, gata, vin, vin, vin! Dragoș, ce naiba se întâmplă aici? De unde, dracu... De unde ai scos mașina asta și cine naiba e el? De unde l-ai scos pe băiatul ăsta? Să-ți explic când e momentul. Și cine naiba e băiatul ăsta din spatele mașinii? Păi, este Larry cel mut. Cum adică Este... Larry cel mut? Ce naiba... De unde l-ai luat? N-am timp să-ți explic acum, să-ți explic când e momentul. Dragoș, ne urmărește poliția, Dragoș. Ce naiba ai mai făcut acum, Dragoș? Sunt pe urmele noastre, polițiștii. Păi... I-am ieșit frumos din magazin. Și am aș pe de alien care mă dă pe mine afară din magazin că nu fac chestii bune. Și mă gândeam la Rufus. Unde îl găsesc eu pe Rufus acum? De ce? Și am văzut o mașină pe avarii. Și aparent era cheia bună. Și m-am dus să o iau. Ce capotă frumoasă ai, draga mea. Ce motor feroce, cred că scoate sunete de pârpâr. Mai ești pe mine la o tură frumoasă? Și am cutreierat orașul după Rufus. Dai pentru Rufus! Dragoș, ce naiba, Dragoș, de unde? Cum te-ai gândit că ar fi o idee bună să iei o mașină random pe care o găsești pe stradă? Și de unde dracu ai făcut rost de băiatul ăsta? O să-ți explic când e momentul, deocamdată nu se poate. O să-ți explic tot când e momentul. Dă-te la o parte! Asta ar trebui să fie autostradă, ți-a luat mata stradă. Dă-te! Uite, Dragoș, ce poate naiba continui. faci, mă, Dragoș? Ai o mașină furată și conduci imprudent aici peste tot, bă, băiatule? Ce naiba e cu Dar tu tine? nu vezi pe ăla ce merge încet, ți-a luat masa stradă. Dragoș, ce naiba faci? Măcar dacă conduci așa mai bine, conduci tu mai repede că ne întrec până și moșnegii de pe stradă, Dragoș. Ce naiba? Cum fugi tu așa de poliție? Uite-te la ăsta, mă, Dragoș, mă, cum merge pe aici. Fă, ți-a luat mata stradă. Dragoș! L-am avertizat, uite cum se uită. Dragoș, calcă naibii accele... Doamne Dumnezeule! Poliția, vă rog frumos, salvați-mă că m-a rapit ăsta! Nu mai... Taci, mă, bă, taci, mă, bă! Taci, mă, din gură! Suntem în asta preot, dacă am aici filmare, cum te-a văzut, uite, aici asta e un GoPro ascuns și te-a filmat cum ai venit cu mine și cum ai vorbit cu mine. Deci dacă tu vrei să spui ceva, o să fii dat în judecată de mine, chiar dacă o să fiu la închisoare și tu o să fii cu mine la închisoare și o să-ți iei bătaie pentru că mă știu cu băieții de la Pârnaie. Unul dintre ei fiind taică-miu, deci stai din gură, o să putem. Dragoș, moșneagul ăla fuge mai repede de noi cu... Nu vreau să o turez pățuții, că face urât. Dragoș, mai bine ieși din Uite, mașină și stai, hai tu. să... Nu, taci din gură, hai să-ți arăt. Uite, stai, o turez acum, uite acolo, pedala, dă-i! Hai, hai! Dragoș, ce naiba? Unde naiba ai găsit mașina asta? E o dugheană de mașină, Dragoș. Dugheană să-i spui lui maică ta, uite ce șmecher merge și arată. Dragoș, și asta nici măcar nu sunt zgomote reale la mașina asta, Dragoș. Nu contează ce drept facem.
A fost greu? Nino, Nino. Dragoș, uite, a venit poliția după noi, Dragoș, au ajuns, că dacă mergi cu 5 km pe oră, durează, Dragoș, pe țuțe, ăsta e momentul, Dragoș. Durează. Haide, dai, țuțe, dai! E încă după noi. Doamne, doamne. Nu, Dragoș, ce naiba faci? Ah! Ah! Dragoș, dă-te jos din mașină. Cum ai reușit naibii să faci accident la 5 km pe oră, Dragoș? Nici airbag-urile nu se activează. Nu, e poliția. Poliția, fugi! Dragoș, e poliția după noi, Dragoș. Uite cum trag. De unde dracu i-ai scos pe ăștia, mă, băiatule, mă? Ce-ai făcut cu ei? Ce-ai făcut atât de rău încât să fie poliția după noi, Dragoș? Dintre cât te identific, unul dintre ei e agent Luca și unul dintre ei e agent la Mana, cei mai dăte mulți polițiști, știu de când erau mici, au făcut grădinița în aceeași școală, în aceeași grădiniță și trăgeau creioane pe nas în fiecare, nu știu, în fiecare ce, dar am așa am auzit. Și povestele zic că trăgeau creioane pe nas și mai mâncau cretă din când în când să chiulea. Hai să mâncăm Play-Doh, creioanele nu mai sunt bune, că am mâncat prea multe. Hai Play-Doh, oh, e bun. Da. E versiunea cu clei, uite, ea îți aduc o lingură. Bună băieși, mă puteți include și pe mine în grupul vostru? Știu să vorbesc cu caca și pipi. Nu ne place fața ta și e un club restrâns aici. Salut de mine! Bă, hai să-l batem pe ăsta repede până nu ne zice la profesoara. Că sigur ne zice. Vino încoa! Mă, ce faci aici, mă? Bagă-i furculița în cap, bagă-i furculița în cap. Ne-am băgat-o în cap. Ne-am băgat-o. Fugi. Dragoș, nu-i timp acum să-mi zici povești. Hai repede să fugim să scăpăm de ei. Uită-te la ei cum sunt pe urmele noastre. Și atent care planul. Sărim pe aici rapid și notăm acolo spre apartament, că găsim noi acolo. Știu eu ce avem de făcut. Doamne, Dragoș. Incanate. Glotocoto. Dragoș, ce naiba faci acolo, Dragoș? Incanate glotocoto. Dragoș. Incanate glotocoto. Dragoș, ce naiba arzi acolo atâta? Ce se întâmplă? E o procedură perfect normală. Încerc să-l aduc înapoi pe Rufus în viață. Dragoș, nu cred că l-a dus pe Rufus în viață dacă dai foc la mai multe chestii. Păi nu, ăsta era planul. Normal că nu ar merge așa. De-aia l-avem pe Larry cel mult cu noi. Incanate! Dragoș, cum adică l-avem pe Larry cel mult cu noi? Quaiaho! Quaiaho! Ervase de ratoha! Larry, e rândul tău. Ervase de ratoha! Cum adică e rândul lui Larry? Ce naiba faci? Ervase ce... de ratoha! Uga chaka, uga chaka, uga chaka, uga chaka. Dragoș, i-ai dat foc lui Larry, ce naiba faci aici? Partea finală din ritual. Dragoș, tocmai ce-ai dat foc la un om, le-ai dat foc lui Larry. Nici măcar nu l-am cunoscut. Margarina! Ce naiba faci? Open-up. Dragoș, a venit iară după noi! O să ne mai vedem noi! Dragoș, ce naiba? Mâinile sus! Nu eram cu el, mai rapid! Mâinile sus, pun un glonț prin capul ăla mare! Scuze! Acum, gata! Să ducă dușele! Hai, jos! Gata, scuze! Nu m-am așteptat niciodată să ajung să mă cac într-o închisoare. Dragoș, cum naiba ai reușit să ne bagi aici în închisoare? 5 minute ți-am spus să ieși din magazin și când mă întorc ești urmărit de poliție, îl ai pe Larry cel mut cu tine și ieși într-o mașină furată. Cum ai reușit să faci toate chestiile astea în doar 5 minute? Nici măcar atâta! Hai să îți explic. Ferească-s. Am ajuns la concluzia că trebuie să mă duc la domnul președinte. Bună ziua, domnule președinte! Sunt un mare fan de-a politicii dumneavoastră. Am venit astăzi cu o mică mare problemă pentru mine. Mi-am pierdut Rufusul, dacă se poate să zic așa, și m-aș gândi că dumneavoastră știe unde e și mă puteți ajuta, deoarece dumneavoastră puteți conduce tot și pe oricine. Înțeleg că această problemă cu Rufusul poate părea foarte importantă pentru tine, dar știi, eu am probleme cu adevărat importante de rezolvat, că cum ar fi covrig virusul ăsta care este acum și capetele alea care se sparg acolo de pe muntele Rushmore și, na, știi, TikTokeri ăștia care vor să-mi invadeze țara. Și vreți să ziceți că nu mă puteți ajuta? Păi o să trec pe locul 2,
această propunere din partea ta. Ok, n-am vrut să fac asta. Duceți-vă ceva de președinte, asta e mai important ca orice, poate să rezolve și complic virusul. Și de ce nu o puneți pe locul 1? Uite și ce gardă azi, uite la mine, uite la tine, ce casă stai și tu nu poți să mă ajuți pe mine cu un Rufus care putea rezolva și complic virusul și tine. Uite ce pixelat ești, zici că ești omul de pe perete, doar că l-ai chiar mai frumos ca tine. Uite-te la capul tău! Bă, nu vii tu și ții prin casa mea aici. Dar cine Garda ești tu, mă, să-mi spui mie asta? Da. Ia-l pe ăsta, Daci. Mâinile sus! Mâinile sus! Și mi-am dat seama că nesimțitul nu mă băgă în seamă și nu înțelegea gravitatea problemei. El doar era cu problemele lui. După bun, Dragoș, cum naiba ai ajuns să-l ai pe Larry cu tine? Spune și mie cum te-ai gândit că poți să-i dai foc și să faci rost de Rufus? Păi, haide să-ți explic. M-am dus frumos acolo între munți la un călugăr budist bătrân de secole întregi. Când am ajuns acolo, nu mi s-a părut mare lucru, dar pur și simplu m-am așezat și am început să vorbesc cu el. Bună seara, domnul călugăr cu talent, dar a budist? Bună seara. Am venit la dumneavoastră, am auzit că sunteți... Stop! Am venit la dumneavoastră... Stop! Hai zi odată ce vrei! Am venit la dumneavoastră... Că am auzit că sunteți expert în învieri și morți și de-astea. Și am avut un Rufus, știți? Am vrut și eu să mă duc la... M-am dus la domnul președinte prima oară, dar a fost rău cu mine și a spus că nu poate să rezolve problema. Și na, acum îți dat un urmări și de-astea și am zis să vin la dumneavoastră. Dar că am auzit că sunteți un șaman foarte bun pentru chestii de genul. A venit unde trebuie? A venit exact unde trebuia. Domnul, dar o întrebare, dar ce cu vocea dumneavoastră? De ce vorbiți așa? Sunt bătrân, sunt mai bătrân decât stelele, decât planetele, sunt... Am vizitat, am călătorit cu mintea și cu corpul. Și câte... Sume... și câte... De, și câte... Sunt mai bătrân decât... Câte degete ai la picioare? Am 10. Da, sunt mai bătrân... Stai, ai 10 degete la picioare? Da. Eu am doar 2 ani. Nu contează. Nu contează. Asta în ani de banană e o eternitate. Spune-mi. Oh. Spune. Ce aș vrea, v-am mai explicat o dată, dar văd că n-ați înțeles. Aș vrea dacă se poate. Am avut un prieten și îl chema Rufus. Și nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu ce s-a întâmplat cu el și vreau și eu să aflu dacă se poate. Știu, din păcate, eu știu că a murit și am venit la dumneavoastră că știu că sunteți șaman pe lucruri de genul și îl puteți reînvia. Rufus, treabă complicată. Trebuie să faci un ritual complicat cu flăcări. Ziceți, domnule, că eu dau orice să-l văd pe Rufus din nou. Mai întâi ai nevoie de un Larry cel mut. Ce Larry. Este un Larry cel mut? Larry cel mut ce este? Imediat. Larry, hai încoace! Uite, vezi? Ăsta e un Larry. Faza care e? Salut! Trebuie să faci un foc puternic, sacrifici tot ce ai în casă, numai așa poți să faci rost de Rufus. Bun. Numai așa poți să faci rost de Rufus și la sfârșit îl pui pe Larry pe foc. Domnul, oi fi eu cu chestia asta mai... Așa, spune. Oi fi eu cu chestia asta mai inumane, dar domnul, nu mi se pare ok să-l punem pe Larry. Nu, că... Șt!
Dar ce sună vă? Uite ce fățuc are și voi vreți să-l punem pe foc? Este inuman așa ceva. Nu. O să chem po... Vrei pe Rufus? Vrei pe Rufus? Spune, vrei pe Rufus? Da. Vrei pe Larry pe foc? Și spui margarina de 5 ori în timp ce sari într-un picior. Domne, așa vreți să scăpați de acolitul dumneavoastră punându-l pe foc? Adică... Nu. Să înțelegi. Singurul scop în viața lui Larry e să-l pui pe foc. Larry, arată. Nu știu care e faza cu dumneavoastră, dar... Larry, doar arată. Aolo, Larry, ești bine? Larry! No, stai liniștit. E perfect normal. Mai avem o groază de Larry. Larry, hai înapoi. Uite, vezi? Pune, întețește focul chiar și pentru celălalt Larry, vezi? Nu știu, domne, care e ideea cu voi dacă aveți mai mulți oameni acolo în cortul ăla. Dar cum? Adică încă un Larry? El e Larry 2, e numele al tău. Larry, uită-te la mine. De acum, stăpânul tău este persoana asta de aici. Nu știu exact dacă e fata sau băiat. Larry, nu cred că vrei să ajungi acum pe foc, așa că du-te cu el. Și cam așa am făcut eu rost de Larry cel mult și de rețetă. De rețeta pentru a-l invoca pe Rufus și de toate chestiile de genul. Ți s-a părut că e perfect normal chestia asta? Ți s-a părut un lucru normal, nu? Exact. Cum naiba mai ieșim de aici? Ăștia stau cu pistoalele pe capul nostru 24/7 și uite-te unde ne-ai băgat, mă. Spune și tu, cum te vezi tu într-o viață de închisoare? N-am vrut să apelez la asta, dar... Capitanul Candelă! Am un plan! Bun, dragii mei, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Am încercat ceva mai special, vrem să facem un mini-serial. Asta a fost partea întâi. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți, bubuiți butonul de like. I-am avut aici pe Dragoș în rolul de Dragoș. Pe Luca în rolul de Larry 1, Larry 2, polițistul Luca și garda președintelui. Și l-avem aici pe Lamana, care a fost... Mașina noastră care ne-a condus prin oraș a fost și polițistul și președintele. Și de asemenea, Lamana are și un canal de YouTube pe care face GTA roleplay și alte chestii super șmechere. Puteți să-i verificați contul. Este jos în descriere. Și, desigur că da, nu uitați de like dacă vreți să vedeți partea a doua a serialului. Să bubuiți butonul de subscribe pentru că știu că vă uitați la episod și nu ați dat subscribe nesimțiților bulangiilor. Să dați share să vadă toată România ce am făcut noi aici. Și spuneți-ne în comentarii cât de mult v-a plăcut. V-am pupat, pupici cu sclipici, pa, pa! Mua, 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 mua.